Nici nu se încheia bine pelerinajul închinat Sfântului Dimitrie cel Nou. Pelerinaj s-a dovedit un real succes din punct de vedere organizatoric și totodată un model de bună practică, demonstrând modul în care biserica știe să se organizeze chiar și în pandemie, căci, iată, un atac extrem de virulent al unui cunoscut jurnalist la adresa Patriarhului Daniel și a bisericii avea să arunce în aer liniștea vieților credincioși de la noi. Așa zisa reacția domnului Cristian Tudor Popescu, a venit la predica pilduitoarea prefericitului, care a amintit un fapt istoric demonstrabil, și anume, atitudinea sfidătoare a autorităților comuniste în 89 cu privire la biserică și interzicerea închinării la Sfintele Moaște. Pentru acest fapt, Părintele Patriarh a fost numit șarlatan ce prostește oamenii, biserica ortodoxă catalogată ca fiind rămasă în urmă cu mii de ani, iar credincioșii pe care acesta îi păstorește, vite. De asemenea, pe preoți i-a numit satane în sutană, iar ștăbimea bisericii ortodoxe române aliată a lui Ucigăl Toaca sub comunism. Ce a uitat Cristian Tudor Popescu să adauge a fost faptul că în perioada pandemiei, Biserica Ortodoxă Română, sub Patriarhul Daniel, a fost principalul actor social cu acțiuni filantropice în valoare de peste 4 milioane de euro. Nu mai vorbim aici de răspunsul prompt prin care eparhiile Bisericii Ortodoxe Române au oferit 5.000 de tablete electronice elevilor fără posibilități materiale pentru ca aceștia să-și poată desfășura cursurile online nu conform standardelor din Egiptul Antic și conform vremurilor noastre. În mod evident, Cristian Tudor Popescu a uitat să menționeze și faptul că sub același patriarh Daniel, anul 2017, în Patriarhia Română a fost declarat an de conștientizare a efectelor comunismului, iar marea majoritate a preoților de astăzi nici măcar nu erau pionieri în perioada de dinainte de 89. Cui folosește această agresiune verbală? Greu de spus, deși lucrurile nu sunt întotdeauna neîntâmplătoare. Vă reamintesc însă că acest fenomen al jignirilor în numele așa zisei libertăți de exprimare în Franța a făcut și face victime, cazul Charlie Hebdo fiind relevant. Dar despre toate acestea vom discuta cu invitatul nostru de astăzi, domnul profesor Dan Dungaciu, însă până atunci am să vă rog să urmărim împreună cele două poziții amintite. Multe minuni a săvârșit Sfântul Dimitrie și, desigur, lumea l-a cinstit, mai ales în anii grei ai comunismului, când biserica era persecutată. În toamna anului 1989, cu prilejul hramului Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie, autoritățile comuniste au interzis închinarea la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie, motivând că în aceeași zi, în clădirea de alături, unde era sediul Marii Adunări Naționale, ar avea loc o ședință importantă. Și astfel, vrednicul de pomenire, Patriarh Teoctist, a fost obligat să transfere racla de pe dealul mitropoliei, de la catedrală, dar nu a dus-o prea departe, ci la Biserica Sfântul Nicolae Vlădica, care se află aici jos, în apropiere. Această umilire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost răsplătită în sensul că peste câteva luni regimul comunist a căzut. Iar în clădirea de alături, care a devenit Palatul Patriarhiei, în 27 octombrie, în anul 2007, chiar de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, a fost înființat Centrul de Presă Bazilic al Patriarhiei Române, care prin radio și televiziune transmite de la Catedrala Patriarhală în fiecare zi slujba Sfintei Liturghii și slujba Vecerniei spre bucuria
credincioși ortodoxi români din țară și din diaspora română. Prin aceasta vedem că Dumnezeu nu se lasă batjocorit, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Fraților, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. UPS Daniel, căpetenia Bor, arată că ortodoxia românească a rămas la nivelul de acum câteva mii de ani al cultului egiptean. Pentru a prosti oamenii, șarlatanul Daniel n-are nevoie de matematică, nici de logică. O dă direct, ca o strigătură pentru vitele ce le păstorește. Ascultați ce vă spun. Fiindcă a interzis pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie în octombrie 1989, comunismul a căzut peste câteva luni. Ștăbimea Bisericii Ortodoxe Române a fost aliată lui Ucigăl Toaca sub comunism. Ba chiar a fost răul însuși. Satanele în sutană i-au turnat cuvios la securitate pe credincioșii care li se mărturiseau. N-au zis nici bleu la toate crimele regimului. Grea misie a avut Dumnezeul batjocorit la Sfântul Dimitrie. Să dea jos comunismul în vreme ce armata lui de popi trădători din România i-a stat din răsputeri împotrivă. Domnule profesor, avem cele două poziții. Evident, au mai urmat și alte reacții, dar sunt variații la temă dată. Până la urmă ne interesează de unde a plecat toată această polemică. Văzând cele două poziții, m-am stat și m-am gândit dacă ar trebui să încadrăm aceste discuții într-un context local sau într-unul general. Și mă duce cu gândul ceea ce se întâmplă astăzi în Franța, la cele caricaturi din Charlie Hebdo, la faptul că un preot, iată, este împușcat în fața unei biserici, și stau și mă întreb, cui protest? Sunt multe teme pe masa discuției, ca să zic așa, ați mai adăugat câteva. Dacă e să facem un numitor comun, e că religia ar putea să devină din ce în ce mai presant, începând din Statele Unite până în Europa de Est, o temă mult mai prezentă politică. De aici până a ne duce la ciocnirea civilizației, a reveni la ciocnirea civilizației lui Huntington, sigur că este un pas poate mare. Este evident că prin ceea ce se întâmplă, religia, uneori fără voie ei, este împinsă în zona de dezbatere politică. O să revin la cazul din România, dar în Franța fatalmente va intra într-o zonă de dezbatere politică, nu doar din cauza acestor atentate, dar din cauza reacției pe care va fi obligat statul francez să o ia. Laicitatea este, dacă aveți, o trăsătură culturală a Franței, identitar, național-identitară. O lege din 1905 vorbește acolo de libertatea credinței, adică, sigur, laicitatea înseamnă pentru francezi, pentru europeni în general, că statul trebuie să fie aparat de biserică. La american este biserica trebuie apărată de stat. Dar ideea este că cele două entități nu trebuie să se suprapună. Biserica cu biserica, statul cu statul. Când președintele Macron spune că trebuie să reformăm islamul, adică să-l adaptăm societății franceze, sugerează că statul trebuie să vină, să se așeze în fața credincioșilor musulmani și să le spună cum ar trebui să arate islam. În organizare instituțională, sper că nu în paginile pe care le pot citi sau nu. Deci, e un semnal pe care Franța l-a dat, că statul vede o problemă în funcționarea religiei și va procede la reorganizarea islamului francez. Să-l facă mai puțin separatist, să nu mai fie imam aduși din Turcia. Nu știu care vor fi soluțiile până la urmă. Dar este clar că statul începe să intervină. Aici sunt riscuri. E risc că identitățile religioase sunt precum identitățile etnice, naționale, precum cuiele. Dar cu cât le bați mai mult în cap, intră mai adânc. Aici e un foarte mare risc. Aici trebuie să fii un pic înțelept. Pentru că atunci când vorbești de pildă de islam, în general, și te gândești la câteva personaje extreme, trebuie să te aștepți ca și celelalte credincioși musulmani să aibă o reacție.
Se întâmplă următorul lucru. După fiecare, în 2015, după atentate, când a început dezbaterea despre islam, au început să apară tot mai multe femei cu feregele sau cu însemne islamice pe stradă. De ce? Pentru că foarte mulți se simt ultragiați de modul în care se vorbește despre islam, sigur, cu referință punctuală la cei care îți fac rău, dar generalizarea asta îi invocă pe toți. Și este un risc politizarea acestui subiect și care politizare în Franța cred că e abia la început. Ma, revenind la ce se întâmplă în România, aici ar trebui mai multă înțelepciune pentru că nu ajută pe nimeni, nici statul, nici biserica, să facem confruntări. Deci la nivelul acesta, pornind de aici, relația între stat și biserică, orice tensionare este, repet, lipsită de înțelepciune. Și n-a început de acum. A început cu pelerinajul de la Iași, s-a ajuns la aceste discuții. Sunt lucruri foarte complicate și delicate. La chestiunea personală o să ajung mai târziu. Nu vreau să o evit. Dar tu când ai de pildă un Iași, în care noi știm că în Moldova, din cauza unui specific, o populație expusă mult mai profund la religiozitatea de tip monahal, ca să zic așa, la mănăstiri. Ori acolo discursul religios nu are nuanțe de cele mai multe ori. E mai degrabă un alb și negru foarte pregnant. Deci o populație mai sensibilă la foarte multe teme. Deci în Moldova tu te apuci acum să interzici un pelerinaj sau să dai niște mesaje care alimentează de fapt foarte multe lucruri care pot să fie speculate, inclusiv de cei care vor realmente din afara României o tensiune între biserică și stat. Pentru că Moldova era zona aceea în care se bănuia că ar fi niște influențe din afară care să, nu-i așa, atenteze la o relație dintre Biserica Ortodoxă și statul român armonios. E bine, în Moldova aceea, tu te apuci acum să intri cu bocanci într-o chestie delicată, nu puteai să o reglementezi un pic mai elegant, ținând seama că biserica a evitat în timpul pandemiei o confruntare dintre biserică și stat, deși mulți au invitat biserica să intre într-o confruntare cu statul. Așa cum, după colectiv, unii au inventat statul, au invitat statul să intre într-o confruntare cu biserica. Aceste lucruri, slavă Domnului, s-au evitat. E bine, la Iași s-a lucrat, după părerea, fără o minimă inteligență socială. Aici nu e vorba de religie sau nu, aici e vorba de cum menții un soi de pace socială de care se vorbește și în legea cultelor, până la urmă. E, acum, povestea aceasta cu tensiunea aceasta care apare, are, dincolo de toate aceste conotații, sper, Doamne ferește, să nu intre într-o confruntare, nu știu că la o confruntare mai profundă, deocamdată nu statul este invocat în povestea aceasta, ci persoane particulare mai degrabă, are un lucru bun din punctul meu de vedere, pentru că toate acestea pun oarecare presiune pe modul în care reprezentanții bisericii se preocupă de modul cum arată spațiul laic, spațiul discursului public. E o presiune și e bună. E o presiune care arată că instituția nu are deocamdată, sau biserica nu are acele instituții în spațiul laic capabile, într-un fel, să facă diferența sau să schimbe atitudinea discursului. Pentru că s-a ajuns astăzi, în spațiul public din România, să se rostească niște năzdrăvănii, care sunt consecința inclusiv a faptului că oricine poate să spună orice în spațiul public, de biserică, că nu e sancționat. Aici nu mai e vorba de că lucrurile sunt adevărate sau false. Dom'le, tonalitatea, stilul, este, cum să spun, păstrând proporțiile, desigur, ține de Dostoevski, dacă vreți. De demonii sau posedații. Nu e clar cum se traduce mai bine romanul Dostoevski. Unii spun că posedații ar fi traducerea mai bună. Stavrogin sau Kirilov, care începeau, cum să spun, să se lupte cu Dumnezeu, nu? Care avea o înălțime metafizică, ca să zic așa, încercând să ducă până la capăt consecințele neexistenței lui Dumnezeu. Nu? Kirilov era și el inginer, tot inginer, la bază, ca să zic așa. Și el gândea relația cu Dumnezeu, Dumnezeu nu există, este o invenție, deci trebuie să instaurăm împărăția omului Dumnezeu, nu al lui Dumnezeu omul, și gestul maxim prin care să arătăm că nu trebuie să ne fie teamă de moarte, să ne sinucidem. Dar omul era inginer, foarte coerent, rațional, el gândea foarte, ca să zic așa, matematic. Și consecința lui a fost asta. Ulterior, Cioran a avut să ducă la culme această idee. Deci Chirou era un inginer care era foarte rațional în chestiunea asta și a ajuns la concluzia la care a ajuns. Bun, dar știți cum e, fiecare societate are posedații pe care îi merită, ca să zic așa. Aia, cum spunea, aveau măcar o amplitudine metafizică. Aici e la nivel de atacuri la persoană. Iar ceea ce e interesant este că ajungem în spațiul acesta public să avem atâta lipsă de discernământ încât un personaj fără nicio valență teologică să-și permită la un moment dat să explice patriarhului
Cum stă treaba cu bagiocoritul, cu apostolul Pavel sau cu toate lucrurile acestea, de pe, cum se spune, pozițiile lui de cunoscător între ale chestiunii. Dom'le, asta este fascinant și frisonant și de asta cred că poziționarea ar trebui să fie un pic mai pregnante. Cum ar fi mai să vină patriarhul Bisericii Ortodoxe Române să se ducă la podul de la Galați, Brăila, și să spună, băi, inginerilor, podul ăla trebuie făcut așa sau așa. O schimbați traversa asta cu traversa cealaltă. Sau aici cimentul nu e bună compoziție, vă spun eu. Și ascultați ce vă spun eu, că am citit o carte despre poduri când veneam cu mașina de la București la Galați. Cum ar suna chestia asta? Cum s-ar uita? Te-ai uita clinic, nu te-ai uita din alt punct de vedere. Pentru că e, cam așa se întâmplă. În realitate așa se întâmplă. Oricine în zona asta poți să dea lecții. Patriarhul, ne place, nu ne place. Nu, e profesor universitar, a predat în mari universități apusene, catolice, ortodoxe. Cum vii tu? Fără niciun discernământ, fără o mică jenă. Nu? Să încep să dai lecții tuturor. Cum stă chestiunea cu teologia? Cum stă chestiunea cu teologia bagiocoririi sau nu? Cum stă povestea cu ce spune biserica și ce nu spune? Asta e foarte riscant. Și mai ales să ceri toți credincioșii că de fapt nici ei nu știu, că nu înțeleg despre ce vor și știi tu. Adică tu începi să le explici cum stă treaba cu adevărat. Da, dar e numit vită. Au mai fost și alte intervenții ulterioare care au fost mai... De asta, măcar nu comentez. Dar faptul în sine, să vii după aceea să le explici tuturor, să le bagi în cap că ei de fapt nu știu nimic despre teologie, știi tu, și că de fapt nu înțeleg nimic. Și până la urmă, în solipsismul ăsta egolator, cum s-a ajuns la concluzia că de fapt singurul creștin din România ești tu, că ea nu înțeleg nimic, n-au înțeles nimic despre religie, numai tu ești ăla care sărman înțelege și pătimește, restul sunt în defecțiune și vei sfârși singur, așa, ca singurul creștin neînțeles din spațiul ortodox, ca să zic așa. Fenomenele astea țin de o patologie a spațiului public. De asta spun că lucrurile trebuie puțin echilibrate. Ele nu sunt din nefericire. Ele trebuie puțin echilibrate printr-o prezență. Tocmai ca această prezență, și de o parte și de alta, să evite excesele. Pentru că să nu creadă cineva că aceste reacții nu vor rămâne fără consecințe. Vor fi excese, pe care poate că nu vor ieși în spațiu public. Și crezi germe din aceștia de frustrare, de supărare, chestiunea asta pot să ajungă tangente și cu viața politică și ai făcut, cum se spune, un cocktail molotov de care n-are nimeni nevoie. Deci când greșești în poveștile acestea, risci să greșești dincolo de speța în sine. De asta îți trebuie puțină înțelepciune, de asta îți trebuie puțină eleganță, de asta îți trebuie puțină disponibilitate față de subiectele acestea. Dar, domnule profesor, aici vorbim de o greșeală. La ultima noastră discuție am căzut de comun acord că e vorba de un alfabetism în ceea ce privește modul în care politicul, spațiul public, percepe la un moment dat mesajul bisericii. Aș vrea să vă rog să urmărim împreună un alt filmuleț, tot care l-are în prim plan pe Cristian Tudor Popescu, e un filmuleț puțin mai vechi, în care poziția domniei sale referitoare la biserică era cu totul alta. Și am să vă mai lansez o temă de discuție legată de acest subiect. Credeți că acest atac a fost întâmplător, dat fiind faptul că aproape simultan o categorie politică, reprezentanții USR, votau excluzând Biblia sau scoțând acea formulă, așa să mă ajute Dumnezeu, din jurământ? Nu știm. Poate că e doar o coincidență. Poate că, de fapt, lucrurile sunt legate. Aș vrea să, dacă avem materialul pregătit, aș vrea să dăm filmulețul și comentăm imediat după. După toate sondajele pe care le-am citit și eu în ultimii ani, singura entitate care nu se mișcă din fruntea tuturor sondajelor de popularitate și de credibilitate din România este Biserica Ortodoxă Română, pentru că sunt 86% credincioși ortodoxi. Ori în condițiile în care statul român are așa mari probleme în a-și menține coagularea în momentul de față, în a-și menține stabilitatea, în a-și găsi în această stare de declin economic grav și de distrugere a unor relații sociale masivă, are nevoie de toate elementele care pot contribui la ținerea la un loc a statului român. Ori Biserica Ortodoxă Română este, realitatea ne arată, un pilon esențial.
Deci toată această serie de elemente, de evenimente, vine în direcția dizolvării ființei statale românești. Lucrurile merg exact în acest sens. Și că ideologia extremistă, după părerea mea, a multiculturalismului, care este promovată peste ocean, acea ideologie în care se răstoarnă scara valorilor umane în absolutul ei, deci omul așa cum este el, și este înlocuită cu scara acelor valori pe care stalinismul le-a definit cel mai bine. Să facem un comitet în care să fie femei, maghiari, germani și de alte naționalități. Nu are importanță ca o valoare sau una valoare în plan uman. Trebuie să avem compoziții. De asemenea, principiul inexistenței unei biserici naționale. Ăsta este un principiu care vine din Statele Unite ale Americii, unde, de pildă, un creștin nu se poate duce, catolic, firește, sau ortodox, nu se poate duce cu Biblia la școală și să citească acolo sau să-și facă rugăciunea, pentru că se consideră că îi jignește pe cei din jur, care pot fi de alte religii. De alte religii. Deci, în condițiile în care România, domnule ministru, în ultimii ani este asaltată de tot felul de inși dubioși, care pătrund ca prin brânză până aceste granițe, cu două, trei camioane, cu niște fete pe acolo, cu niște inși, mai mult sau mai puțin zdrențăroși, cu niște biblii mai mult sau mai puțin ciudate, nu știu cât de biblii sunt ele, și care întemeiază peste noapte în câte o zonă din țară diverse secte, în condițiile de năuceală, de zăpăceală a poporului român, de derută, pentru că poporul român nu mai are repere în clipa de față, nu mai are niciun reper în planul, să spun, superior, metafizic, spiritual. În astfel de condiții, foarte ușor, și chiar s-a dovedit cât de ușor pot astfel de secte să recruteze prozeliți. În astfel de condiții, deci, să găsește guvernul României să radieze, să se joace cu sintagma de biserică națională. Domnule profesor, e vorba de un bipolarism sau e vorba de o poziționare față de un subiect în funcție de anumite interese contextuale? Eu știu, pentru că, sincer, văzând cele două filmulețe, e foarte greu să te lămurești. Sincer, nici nu am preocuparea asta foarte profundă să văd care e resortul. Dar ce ar merita extras de aici este exemplu tangențial apropo de Statele Unite. Față de ce s-a întâmplat în Statele Unite legat de biserică și atâna față de religie, a venit un răspuns politic care a fost Donald Trump. Donald Trump este un răspuns și la această stare de spirit. Deci ce ar trebui să ne preocupe sau ce ar trebui să avem în minte este că, evident, lucrurile acestea nu pot să rămână fără consecințe, dacă mai există în substanță unei comunități, în cazul nostru, poporul român, acele elemente care îl fac să vibreze la valorile despre care vorbim. Deci dacă există atenție la aceste chestiuni, ea va răbufni într-o formă sau alta. Dacă ești irresponsabil și încerci să faci din chestiunea asta un război al unei jumătăți de România cu cealaltă jumătate de Românie, lucrurile pot să iasă prost. Cum arată România din această perspectivă, noi nu știm. Din păcate, de ani de zile, doi, ne străduim la Laboratorul de Sociologie Geopolitică a Regiunii să facem o cercetare, un barometru foarte aplicat pe România. Noi speculăm în acest moment, nu știm exact cum arată România din punct de vedere religios și care este intensitatea atitudinilor, viziunea față de lucruri de sub ăsta. Dar este clar că față de anii 90 a apărut o generație, o altă generație, pentru care mulți dintre ei, istoria de dinainte de 2000 este istoria antică. Este o generație care nu s-a educat ca generația celor de 40-50 de ani, în anii 90, cu problema Americii, cu prezența NATO, cu nevoia de securitate, cu Rusia, cu biserica, cu toate lucrurile pe care le-am redescoperit și pe care le-am îmbrăcat aproape automat, cel puțin că erau interzise de regimul comunist. Deci generația anilor 90, cea de 8, care acum e 40-50 de ani, cea care a avut în jur de 18 ani la Revoluție, este o generație specifică, nu ca tablă de valori. Acea generație n-a dat niciodată un vector politic în România, ca generație. Dacă ar fi dat ca generație un vector politic, cred eu că ar fi arătat precum partidul din Polonia lui Kaczynski, un soi de păstrând nuanțele, sigur, și diferențele. Adică unul mai la dreapta decât Partidul Liberal. Pe viziuni, pe valori, pe, mă rog, mai mult sau mai puțin conservatoare. Dar n-a avut vector politic niciodată.
pe piața universității, spargerea pieței universității, războiul împotriva pieței universității, și atunci toate lucrurile acestea au intrat într-o degringoladă. Dar avem astăzi o generație care e școlită, e inteligentă, a fost extrem de mult în Occident, care e pe scena publică, care are și vector politic, mă rog, o parte a acestei generații. Iar în Occident poți să faci o sumedenie de experiențe frumoase, mai puțin una, cea religioasă. Când te duci să studiezi acolo, experiența religioasă nu prea poți să o ai, că nu prea ai unde. În campusurile universitare sau în Academusul European găsești orice, mai puțin asta. Și atunci, sigur că ne așteptăm, dacă am face vreun cercetare, să găsim o generație care nu mai vibrează la valorile religioase, la religia ortodoxă, așa cum era obiceiul, ca să zic așa, în anii 90. Deci nu mai are nici măcar, ca să zic așa, deferența față de ele. Deci este o generație care gândește, sau parte a generației care gândește altfel în România. Este o realitate de fapt. Ne-am europenizat din această perspectivă, ne-am aliniat cu valorile seculare ale Uniunii Europene, că Uniunea Europeană era de mult, mult mai secularizată față de anumite state din estul Europei. Deci din punctul acesta de vedere, nu e nefiresc să găsim inclusiv reprezentanți politici, pentru că nu e așa, de asta sunt votați, sau inclusiv pentru asta probabil că au fost votați, care să reacționeze altfel în speța pe care dumneavoastră ați invocat-o. Deci dacă USR-ul se consideră reprezentantul acelei generații, dacă vreți, acționează în consecință. Pentru că așa se întâmplă lucruri, sau așa ar trebui să se întâmple. Fiecare tronson public din acesta își dă reprezentanții politici. În acest moment în România nu avem o majoritate politică care să creadă că biserica n-ar mai trebui să aibă niciun rol în societate, că preoții nu mai trebuie plătiți, că trebuie să fie ruptă de stat în maniera în care face Franța asta. Și această chestiune deocamdată trebuie respectată. Cât va mai dura, nu știu. Cum vor reacționa cei care se simt ultrageați că n-au reprezentare politică, apropo de episoadele pe care dumneavoastră le-ați invocat, și asupra modului în care unii sau alții se raportează la biserică, și asta urmează să vedem. Dar deocamdată avem acea generație politică pe care bine ați menționat-o, nu avem o reprezentare a laicatului în spațiu public, cum s-ar fi cuvenit, dacă aceste jigniri care se aduc credinciosului până la urmă generează o prezență mai puternică în laicat, ci chiar un vector politic sau un suport politic într-o direcție sau alta, sigur, lucrurile ar putea să se miște și să capete o prezență relativ egală. Dar, până la urmă, neștiind foarte bine cum arată România, și e păcat că nu știm cum arată România din punctul ăsta de vedere, putem să facem mai degrabă speculații care țin mă rog, de episoade nu neapărat legate între ele. N-aș vrea să mergem în zona speculațiilor, însă unele lucruri sunt destul de evidente și aici vorbim de o radicalizare a discursurilor. Pentru că ceea ce Cristian Tudor Popescu a făcut prin această poziție pe care a avut-o față de patriar și față de biserică, dar care pe undeva se bate cap în cap exact cu ceea ce tot dânsul susținea în filmulețul al doilea, în care avertiza cu privire la pericolul neomarxist din Statele Unite și care, iată, astăzi se pune în siajul pe undeva limbajului politic pe care această generație numită USR o promovează din punct de vedere politic, riscă până la urmă, repet, să radicalizeze doi piloni în societatea noastră, unul pe teme tradiționale, iar celălalt pe teme seculariste. Și asta se va întâmpla și în partea a doua a discuției noastre, când vom vorbi pe undeva de ceea ce se întâmplă în acest moment în Statele Unite. N-aș pune egalitate. Generația care apare, generația aceasta nouă pe care o vedem, e mai degrabă indiferentă, într-o bună parte, la valori religioase. E occidentalizat. Occidentul este indiferent, este, cum se spune, în termenul foarte propriu al termenului, nesimțit la adresa religiei. Nici măcar nu te mai interesează subiectul. Nu e din portofoliul tău de preocupări. Aici nu avem de-a face cu nesimțire. Aici avem de-a face cu cineva care crede în altă instanță. Că vehemența aceasta împotriva bisericii sau împotriva religiei nu e indiferență. Aici este, ca să zic așa, o patologie, cum spuneam, care dacă avea un soi de anvergură metafizică, te ducea în spațiul dostoevskian. Dar e un tip de patologie din aceasta, este un război. Aici e un război și cu Dumnezeu și cu biserica, stilul acesta, abordarea asta. Și abordarea asta, vă spuneam că ajunge
ajunge, cum să spun, să se substituie obiectului urii, adică să se transforme pe sine în instanța adevărată. Adică eu sunt cel care trebuie să fie ascultat. Practic o abordare religioasă a religiei, în sensul în care e antireligioasă, dar religioasă aproape ca sentiment. Deci aici nu e indiferență, aici sunt lucruri mai grave. Aici extracția acelei generații pe care ați pronunțat-o se vede simplu. Se vede într-o secularitate occidentală care e veche, care e profundă și care e acolo. Extracția cealaltă, asta e de altă natură. Aici, cum spuneam, vorbim de posedații lui Dostoievski în varianta locală, sigur, mai mediocră și fără un pic de forță. Nu cred că cele două sunt neapărat consonante. E foarte greu să fii consonant cu asemenea abordări. Și mai ales, și am sentimentul că cei care le fac, sau personajul în speță, știe foarte bine că aia asta nu se poate, ca să zic așa, că de aia toată tentativa asta de a reveni și retraduce și a reformula și a reexprima ceea ce vrei să spui, are un prim mobil, faptul că îți dai seama că s-a mers prea departe, și doi, obsesia asta, fiind vorba de oameni inteligenți, își dau seama că ei nu pot să convingă așa. Și obsesia asta că oamenii din fața ta nu cad în fund de această raționalitate și raționament impecabil pe care îl faci tu la adresa religiei, te incită. Și încep, cum se spune, să-i cerți. Încep nu numai să-ți exprimi o părere în spațiu public, încep, cum se spune, să devii profetul antiprofetului. Să devii profetul anti... Vorba lui Nietzsche, nu? Să devii anticristul care demontează totul, dar plasând de pe aceeași poziție. Adică tu ești, cum se spune, promotorul aproape inconștient, irresponsabil al unei noi tip de religie pe care o știi tu. Aici suntem într-o zonă de altă tip de patologie. Aici e o zonă, o naturalitate sociologică, generația care e seculară. Asta e deja psihologie, nu mai e sociologie, ca să zic așa. Domnule profesor, mai avem un minut până la pauză. Totuși, pe mine nu mă lămurește un lucru. Această radicalizare a discursurilor și chiar în spațiu public corobora cu ceea ce spuneam data trecută legat de analfabetismul religios în spațiu public. Nu face cumva ca până la urmă biserica să tot încaseze, ia credincioșii să reacționeze la un moment dat? Asta e problema. Radicalizarea în spațiu public este urmarea faptului că laicatul, discursul nepreoților, ca să zic așa, intelectualității ortodoxe, nu e prezent pe scena publică. Ei sunt liberi pe scena publică. A, că și media din România în general selectează anumite tipuri de discursuri și nu pe alte, e adevărat. Dar faptul că există, nu este nicio presiune din partea laicatului. Adică nimeni nu te trage de mână, spune, băi, mai bate câmpii în halul ăsta. Asta îi lasă liber. Deci discursul acesta este liber în spațiu public și el se radicalizează oricum, că nimeni nu-l arată cu degetul. Deci e o slăbiciune a laicatului faptul că discursul acesta se radicalizează și nu e deloc iritat de nicio reacție. Consecința sociologică acestei chestiuni este că undeva, dacă mai există în populația aceasta sentimente sau adeziune acest tip de valori, undeva toată această frustrare se acumulează. Și sunt astea pe care nu le știm. Dar la un moment dat, și aici vorbim, cum să spun, foarte rațional și în termen de chiar de securitate comunitară, la un moment dat lucrurile acestea pot să fie speculate. Că frustrarea aceea nu știi cum va exploda. Va exploda printr-o mișcare politică, într-un fel sau altul, smintită, sau va exploda în ceea ce se numește acum foarte sofisticat război hibrid. Păi când tu ai pierdut la Pungești, ca să zic așa, o bătălie, dita mai Aliotmanul, exonul american, pierde o bătălie cu un, iertați-mă, popă de țară și partidul ecologist din Republica Moldova, care nici nu există, ai pierdut acea bătălie la nivel de imagine și a trebuit să pleci, că nu puteai să faci un lucru acolo. Păi acolo a fost un război hibrid tipic pe care l-ai pierdut. În acea Moldova care e plină de, cum să spun, este mai radicală în viziuni religioase pentru că este expusă unui spațiu monahal. Nu este expusă unui preot de oraș care este de alt tip și de altă coloratură. Deci pentru lucrurile acestea trebuie să fii un pic mai inteligent în termen mediu și pe termen lung. Pentru că am vorbit de modul în care credința oamenilor este ironizată de multe ori, aș vrea să arătăm telespectatorilor ceva ce pentru mine consider că este fotografia zilei. Și anume, imaginea unei femei rugându-se. Este vorba despre postarea pe Facebook a medicului infecționist Victoria Brluțiu. Dânsa este medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, unitate medicală care a tratat până în prezent cei mai mulți pacienți COVID-19 din județ, potrivit datelor oficiale. Iar textul care însoțește această fotografie este următorul. Cam așa arată momentul în care ne găsim. Asta pentru a arăta
Ce înseamnă puterea credinței și nevoia de credință în momente grele? Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. Pentru partea a doua a discuției, aș vrea să vă propun un alt subiect extrem de interesant și fierbinte în același timp. Anume, alegerile prezidențiale din Statele Unite, mai exact, modul în care cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden, au ales să-și atragă publicul votant din perspectiva fenomenului religios. Donald Trump a demonstrat o poziție tradițională, declarând lăcașurile de cult, bisericile, sinagogile și moscheile ca locuri esențiale, care furnizează servicii esențiale, amintind că drepturile noastre nu provin din guvernare, ci de la Dumnezeu, spunând că inclusiv vindecarea sa a fost o minune divină. Candidatul democrat, Joe Biden, a promis că va face o prioritate din adoptarea așa zisei legi a egalității privind drepturile comunității LGBT, pe care speră să o promulge în primele 100 de zile de președinție dacă va câștiga alegerile din 3 noiembrie. Mai mult, a promis să-i apere pe diplomații americani care iau poziție în favoarea drepturilor LGBT în țări ostile acestora să-și folosească întreaga gamă de instrumente diplomatice ale Americii. Domnule profesor, în ultima perioadă, coincidență sau nu, am văzut două poziții extrem de interesante în cadrul Vaticanului, care par să indice faptul că și Biserica se implică în campania din Statele Unite. Pe de o parte, avem declarațiile Papei, destul de controversate din perspectiva învățăturilor de credință cu privire la cuplurile gay și uniunile civile, iar pe de altă parte avem o scrisoare a cardinalului Carlo Maria Vigan, cea mai puternică voce a tabrei conservatoare din Biserica Catolică, care îl binecuvintează pe Trump, vorbind de un război între fiii luminii și fiii întunericului. Iată la ce nivel se joacă în Statele Unite. Și nu numai în Statele Unite. Sunt mai multe observații de făcut. Prima ar fi că după administrația Trump, după 2016, în Statele Unite au fost atacuri succesive și extrem de percutante la adresa actualului papă. Din partea unor, mă rog, cardinali americani mai degrabă, care i-au contestat Papei, ceea ce era de neimaginat, autoritatea ultimă. Infailibilitatea, dacă vreți. Au fost atacuri care nu s-au mai petrecut în viața bisericilor catolice. Zona aceasta nu l-a iubit pe papă. Zona, ca să zic așa, susținătoarea a lui Donald Trump, aproape deloc. Și s-a exprimat, cum se spun, uneori aproape incredibil. În al doilea rând, a doua observație este că s-a terminat cu perioada în care, vă aduceți aminte, administrația americană și papa și Vaticanul erau împreună împotriva unui dușman comun, Imperiul Răului, metafora era tot de soiul ăsta, administrația Reagan, în care Vaticanul sprijinea administrația Reagan pentru a dărâma comunismul. Suntem într-o cu totul și tot o altă logică, nu mai există un dușman comun, dușmanii se pare sunt cam în aceeași tabără. Iar în Biserica Catolică, apropo de asta, există această tensiune, ea se vede, cu nuanța că papa pare că, prin declarația pe care a făcut-o, consonantă cu declarația lui Biden, nu știu care a fost primul la nivelul gândirii, pare că și-a pus cărțile pe un candidat, ca să zic așa. Deci papa în acest moment susține o prezență politică a lui Joe Biden mai degrabă la Casa Albă. E o chestiune totuși discutabilă. Foarte interesant ce s-a întâmplat cu papa în Italia, pe sondaje de opinie publică.
Papa era adeptul ideii după care orice migrant este, trebuie întâmpinat, ca să zic așa, cu toată abordarea creștină de rigoare. Matteo Salvini, pe atunci în funcție, spunea că migranții nu au ce să caute în Italia. Și e foarte paradoxal, aparent paradoxal, că în sondaje de opinie, catolicii, deci cei care își declarau adeziune catolică însemnată, erau mai degrabă de partea lui Salvini, nu de partea papei. Alb interspus, catolicii practicanți în Italia, câți mai sunt ei, votau cu Salvini, erau votanții lui Salvini. Alb interspus, papa n-a avut autoritatea nici măcar împotriva lor, pe o temă care era foarte populară, din păcate, la vremea respectivă, tema migrației. Trump vine din aceeași chestiune. Poziția lui Trump și a papei pe chestiunea migrației sunt și ele nediferite. Poziția lor pe multe subiecte sunt net diferite. Iar Biden, în acest moment, o poziționare politică care, cel puțin pe actualul papă, îl favorizează. Ce se va întâmpla cu relația dintre Vatican și Washington dacă Donald Trump va câștiga, cred că este un subiect care merită să fie urmărit, pentru că administrația Trump s-a remarcat, pe de altă parte, aproape paradoxal, spre deosebire netă de administrația Biden, printr-o atitudine mult mai pro-religioasă. Administrația Trump a vorbit despre religie, a sprijinit proiectele la ONU doar dedicate religiei, a vorbit împotriva persecuțiilor religioase, și a trimis emisară prin spațiul european, din păcate numai pe la noi, n-au prea avut cu cine să vorbească, legat de libertățile religioase. Iar cine a înțeles aceste lucruri, apropo de administrația Trump, și-a construit și comunicarea în consecință. Dacă administrația Trump va rămâne la putere, adică Donald Trump va fi reales, cu siguranță că această temă va fi cel puțin la fel de importantă. Cine are urechi să audă, ca să spun așa. Dacă administrația Biden sau Joe Biden va câștiga, lucrurile se vor reveni la spațiu, mă rog, la ceea ce, într-un fel sau altul, știam de pe vremea administrației Obama. Asta este paradoxul. Deci Trump, care este cel mai apropiat de instituția numită biserică, nu, în toate formele ei, ajunge să aibă o relație, mă rog, nu foarte pozitivă cu papa, iar Biden, care n-a avut nicio problemă, nicio atitudine, practic, față de religie, avea o atitudine aproape, cum să spun, cordială cu Vaticanul. Ăsta e un tip de paradox. Cum se explică el? Se explică prin alte tipuri de atitudine ale lui Trump, care atitudinea lui este față de biserică, față de statele naționale, față de viitor, față de globalizare, față de guvernanța globală. Deci toate aceste subiecte care sunt forjate, sunt discutate și la nivelul Uniunii Europene. Ideea de guvernanță globală este prezentă în documentul Mogherini, care e strategia de politică externă a Uniunii Europene. Pe de altă parte, Trump merge la ONU și spune, în faimosul discurs din 2019, dacă vreți libertate, păstrați-vă națiune, dacă vreți, viitorul nu este al globaliștilor, este al patrioților, dar sarcina unui om politic este să-și ducă la împlinire următoarea menire, să-și dezvolte națiunile, culturile, statele din care aparțin și așa mai departe. Un discurs de cu totul și totul altă natură. Asta este administrația Trump. Doamna Dungaciu, din păcate timpul emisiunii s-a sfârșit. Ne pregătim acum de ceea ce urmează, săptămâna de vreme. Vă așteptăm cu informații proaspete despre starea vremii. Așa este, George, bine te-am găsit. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Știm cu toții că România a trecut printr-un an de secetă extremă. Tocmai de aceea, la săptămâna de vreme, vă aștept cu informații despre ordonanța de urgență pe care o pregătește guvernul, prin care să declare stare de calamitate în agricultură. Ce spun fermierii aflați aici la săptămâna de vreme? Și tot aici să știți că la Tulcea o să vedem imagini cu o tornadă care s-a format acolo, iar la Constanța stratul de gheață a trecut de un metru și, bineînțeles, trebuie să știți că de câteva ore ninge abundent în mai multe zone din țară. La Bâlea Lac, de exemplu, zăpada are aproximativ 18 cm. Cum explică specialiștii toate aceste fenomene aflați mai târziu aici la săptămâna de vreme? Bineînțeles, cum va fi vremea săptămâna viitoare, aflăm în a doua parte a emisiunii. Vă aștept așadar la 15. George, mă întorc la tine. Mulțumim, Ramona. Domnule profesor, vă mulțumesc și noastră pentru participare. A fost o reală plăcere, mai ales că mi-aș dori ca eleganța discursului pe care noastră le afișați de fiecare dată să se regăsească mai des în acest spațiu, iar informațiile pe care ne livrați de fiecare dată să fie asumate de cei care ne privesc. Vă mulțumim, o zi frumoasă!